cine are carte, are parte. De acest lucru se conving zilnic copiii romi din orașul Fălești, care merg regulat la școală. Ei au fost încurajați să nu abandoneze studiile de membrii asociației Noi Viitorul Luminos, care i-a implicat în multiple activități extrașcolare pentru a-și cunoaște și apăra drepturile. Startul acțiunilor a fost dat printr-o excursie la Cetatea Soroca, destinată doar minorilor romi din Fălești. Ulterior, a urmat un marș prin centrul localității și flashmobul împreună pentru respectarea drepturilor omului, la care au participat și reprezentanții minorităților etnice. De cea mai mare popularitate s-a bucurat însă Festivalul Etniilor, un eveniment colorat și plin de savoare. Noi, Viitorul Luminos, a motivat și încurajat elevii și părinții acestora din localitate să participe la atelierul de confecționare și editare a cărților, în urma căruia a fost tipărit volumul comun Eu îmi cunosc drepturile. Cartea a apărut în 100 de exemplare care au fost donate bibliotecilor din oraș, grădiniților și liceelor. Lucrarea reprezintă un adevărat suport didactic pentru orele de educație civică din școli. Acum, reprezentanții organizației își focusează eforturile pe încadrarea tinerilor în viața localității pentru că sunt convinși că doar prin implicare se poate produce schimbarea.